După ce s-au deschis ușile, Sergiu și Madi au mers în hamacul din curtea fetelor, și spunea Sergiu că îi place foarte mult să stea cu Madi, ea a întrebat de ce și el a răspuns că îi place compania ei. Madi l-a întrebat ce simte atunci când este cu ea, și el a zis că simte că plutește, că e pe un orișor. Sigur, ei uh, i-a plăcut ce a auzit pentru că chicotea, apoi uh, au urmat uh, alte îmbrățișări, uh, sărutări uh, și a întrebat uh, la un moment dat Sergiu ce i-au scris părinții în scrisoare dacă sunt uh, fericiți pentru ea și alegerea făcută, dar uh, imediat s-a mutat camera și nu știm uh, ce opinie au părinții legat uh, de Sergiu și de relația lor. Par uh, îndrăgostiți amândoi la cum se făstăcesc, la cum vorbesc, la cum chicotesc. Vom urmări și evoluția lor, la fel ca și cea a celorlalte cupluri.